Doamne, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască a un bun și de oameni viitor. Iubiți părinți, iubiți credincioși, pentru ca Părintele Arsenie să rămâne tu în conștiința noastră, după această pomenire, după amiază la ora 17, cum face evocarea personalității Părintele Arsenie într-o conferință la restaurantul Dorna, pregătit de sărbătoare, pentru a vorbi de cele sfinte. Părintele s-a văzut cât de mult este iubit și ascultat și așteptat să vorbească când am avut la Casa de Cultură o întâlnire cu Părintele și a arătat ce istețime, ce săgeți luminoase dădea în răspunsurile sale la sala plină, dar și în jurul sălii, tot holul și până afară, au fost mii de oameni. La niciun spectacol, la nicio întrunire, n-a fost atâta lume cât a fost ca Părintele Arsenie să-l asculte. Și îmi spunea mie, prea mare m-ați făcut, nu v-am făcut eu, Dumnezeu v-a făcut așa, slujind lui Dumnezeu, prin Dumnezeu aveți această înțelepciune, istețime și răspunde la toți care au nevoie. Au fost cele mai multe întrebări la vreo conferință, iar Părintele răspundea atât de scurt, dar atât de precis, că nu puteai să mai adaugi ceva. Atunci au văzut toți cât de bogat este în spiritualitate, în înțelepciune, în știința aceea duhovnicească, de aceea vrem să nu pierdem această ofrandă a înțelepciunii sale, deci în seara aceasta, la ora 17, voi vorbi mai mult despre Părintele Arsenie și vor fi și alți vorbitori. Dumnezeu să-l ierte și să-i fie pomenirea lui mereu vie, curată, în pomenirea lui să luăm și noi argune, să gândim mai mult la cele de sus, cum gândea Părintele Arsenie, să lăsăm cele deșarte cu trecerea timpului de aici, iar noi să fim cu mintea și cu inima la cer și la veșnicia vieții noastre. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihnă după Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, robilor lui Dumnezeu, Arsenie Arhimandritul, dinpreună cu părinții Vasile și Stanca și Maica, Maicii Starețe Semfora Stavrofora, cu tot neamul lor cel adormit și lepălor, Doamne veșnică, pomenire. Cu moartea pe moarte ca
iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască. Au un bun și de oameni de tot. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Dumnezeu să-i ierte.